vreau ca să știți că fotbalul va fi susținut în raionul Rezina. Cu susținerea și cu suportul Federației de Fotbal, noi într-adevăr vom face stadioane în raionul Rezina, atât cât ne va permite și bugetul raionului împreună cu Federația de Fotbal, și vă asigur că, având stadioane, vom promova și fotbalul. Încă o dată, ura tare! În primul rând, aș vrea să menționez că Raion Rezina nu are un teren pentru fotbal, unde să aibă niște vestiare sau niște condiții minime pentru a evalua, de exemplu, în campionatul republican. Dar cu ajutorul Consiliului Raional avem proiectul unui stadion raional. Proiectul a costat 160.000. Este dispus de a ne ajuta și Federația Moldovenească de Fotbal și Consiliul Raional, și dacă s-ar mai implica agenții economici puternici, ca cum ar fi Uzina de Ciment sau alți agenții economici din raion puternici, cred că o să reușim. Construcția acestui teren poate să înceapă numai după identificarea surselor financiare. Este vorba de undeva în jurul la 7 milioane de lei. Știți, în suflet sunt bucuros cu aceea că sunt persoanele de la conducere, sunt disponibile de a porni această lucrare. Trebuie să construim sub baza și Federația Moldovenească de Fotbal ne promite de a ne acorda un veliș de iarbă artificială. Mulțumim domnului președinte Pavel Ciobanu, cuvinte numai de bine.